Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dacă te uiți la televizor, o să vezi mese pline, turism, carne tăiată, nu știu cum să împacă asta cu postul. O să vedeți gări aglomerate ca niciodată. Sigur, concetățenii de-ai noștri prinși în trafic pentru că e aer de vacanță. Și astăzi vă propun să facem un schimb de idei despre ce mai este bine și frumos și ieftin în România. Bine, dar poate să fie și scump și prost, adică nu ne deranjează. Știți, atunci când vine vorba despre turism la noi, sunt două mari teme de gândire. La mare este rău, deși nu e chiar așa, și foarte aglomerat pe drumuri, mai ales pe Valea Prahovei. Dar cred eu că România este mai mare și mai diversă decât aceste două destinații care ne ocupă televizoarele. Toamna asta eu am umblat prin toată țara și vă spun cu mâna pe inimă, nu că e frumos, acesta e un clișeu, dar că sunt locuri extraordinare care merită vizitate și că serviciile de care am avut parte sunt bune și foarte bune. Am fost și la Iași, și la Timișoara, și la Sibiu, și la Craiova, o să merg din nou la Craiova, la Slatina, zilele astea. Să știți că, așa din punctul meu de vedere, nu e tocmai rău. Da? Mă rog, în fine. Importante sunt experiențele voastre și astăzi vă rog să ne ajutați să găsim locuri de care nu am mai auzit, dar care merită și văzute de toți ascultătorii noștri. Înainte însă, câteva detalii despre sărbătoarea asta. Studiile arată că e a doua cea mai iubită sărbătoare de către români, adică vacanța asta de 1 decembrie, mai ales că în cazul de față e vorba de numai puțin de 5 zile libere. Majoritatea celor care vor pleca de acasă, surpriză, nu merg în stațiuni, ci vor merge în marile orașe, iar un sfert dintre cei care pleacă de acasă merg la munte. 11% merg în stațiuni balneare. Orașe, destinații preferate, Brașov, Sibiu, Predeal, București și Cluj-Napoca, dar eu vreau să văd mai mult decât astea, da? Și un lucru pe care aș vrea să-l verificăm. Industria turismului, prin reprezentanții săi, ne spune și că scumpetea din România este un mit și că sejurul unei familii care este plecată în perioada asta costă în medie cam 400 de euro. Ceea ce e un preț accesibil pentru această perioadă. Dar asta e chiar o curiozitate. Tehnic, în aceste momente, cu prețuri la curent și căldură mai mari decât de obicei, cu mâncare scumpă, sezonul turistic, așa din punctul meu de vedere, ar putea avea de suferit. Și vă întreb pe voi, chiar așa e? Puteți ne povestiți și ce oferte ați găsit de Revelion, dacă chiar ar fi o idee bună. Și încă ceva. De câte ori facem aici o emisiune despre litoral, mi se spune că este un dezastru complet, că nu se mai poate așa. Cred că sunt ceva mituri la mijloc. Ce aș vrea să știu eu este dacă într-un fel sau într-altul noi am mai progresat. Eu cu mâna pe inimă vă spun că în ultimele luni am văzut hoteluri și pensiuni care bat Grecia de departe. Dar, în fine, cred că fiecare stăm dator cu experiență proastă. În foarte multe situații se spune că România are un turism de weekend și cred că azi e cel mai bun moment să facem o astfel de evaluare, chiar și din mijlocul coloanelor în care unii dintre voi sunt prinși. Așadar, prieteni, hai să procedăm în felul următor. 0372069599. Unde ați petrecut câteva zile frumoase în perioada aceasta? Dați-ne idei și locuri de zone pe care nu le știm sau care vă sunt dragi și pe care vreți să le spuneți lumii. Cât de scump este să mergi acum la munte sau în alte locuri, mai ales în perioada asta cu inflație mare? Și da, cât de bune sunt serviciile? Povestiți-ne România asta turistică de iarnă și spuneți-ne ce și cum să mai face, domnule. Pe unde să taie porcul frumos, unde să mai scoate o pălincă, unde să mai face o plimbare chiar în frig, unde o să prindeți zăpadă mâine, că, auziți, vine avertizare meteo, că e o brumă de zăpadă. Cine știe câtă zăpadă? Telefonul nostru 0372069599. Vă puteți plânge sau lăuda și pe Facebook, că mai suntem și acolo, pe YouTube, încercăm mesaje, primesc aici, v-am și citit unele dintre ele. Și cred că e timpul să începem la Europa FM. Viorel e primul care intră în direct cu noi. Salutare, Viorel! Bună ziua! Bună ziua! L-am auzit? Da. De unde ne auzim? Vă sun după Valea, n-am ajuns încă pe Valea Oltului, în drumul între Dedulești și Râmnicu Vâlcea. Dom'le, acolo la Dedulești e formidabil, da, adică e un loc turistic. E formidabil, dar este deviat traseul, deci de o oră și jumătate mergem 20 de kilometri.
Asta. Fără niște marcaje ca lumea alpe de viații sunt ocupate pe niște cartoane, în fine. Ideea este că, într-adevăr, există o ofertă bună. Noi mergem la Călimănești acum, avem acolo 4 nopți cu 2000 de lei, adică o familie, masă și casă. Am nimerit noroc față de alte oferte care erau un pic mai preparate. Și vis-a-vis de litoral... Și acolo ne-am orientat și am găsit chiar la Mamaia o ofertă foarte bună, nu chiar în sezon, dar în primul rând serviciile foarte de calitate. Da. Deci, nu o să vă vină să credeți, dar chiar am găsit niște hoteluri rezonabile, 3 stele, și care oferă servicii deci, foarte bune. Stai așa, să văd acum, unde mergeți, în ce localitate ziceai că mergeți? Spre Călimănești mergem. Aha, și ați închiriat o casă, două familii. Nu, la un hotel. A, la un hotel. Cu servicii spa, adică are și piscina interioară. Foarte interesant și ne costă 2000 de lei, două persoane, cu masă inclusă, 4 nopți. Cam ce ziceau oamenii ăștia din industria turismului, că e așa, cam 2000 de lei un sejur pentru o familie. E o ofertă, să știți. Am găsit zone și mai spre dublu, chiar spre Băile Felix, spre tine, nu mai contează. Am înțeles. Nu m-am gândit niciodată. Am trecut săptămânile trecute prin Călimănești. De fapt am trecut de vreo 3 ori în ultimele 2 luni prin Călimănești. Și m-am uitat acolo și întrebam: ce faceți voi, oameni buni, acolo 4 zile? Adică, bun, te odihnești, dar și ce mai faci? Eu am avut norocul să cunosc stațiunea și înainte să se facă acea mică centrală, deci înainte să fie inundată zona. Deci a fost o localitate foarte frumoasă. E și acum la fel de frumoasă. Dar găsești ce să faci. Poți să te plimbi în împrejurimi. Tratament cu apă. Deci acolo sunt niște izvoare minerale renumite, bune. Sunt câteva lucruri. Și faptul că hotelul asigură și o piscină interioară în care poți să te bălăcești un pic, să te relaxezi, pentru 4 zile e chiar perfect. Și repet, la prețul acesta, care este totuși accesibil. Eu zic că e accesibil. E accesibil, sigur, pentru 4 nopți, 2000 de lei. Problema e un pic cu drumurile noastre. Nu știu de ce totdeauna se complică treaba în țara asta. Acum sunt și mulți. Știu eu de ce, că e de transport, nu mai zic altceva. Facem altă emisiune, da. Trec exact pe sub un viaduct părăsit de pe vremea lui Ceașcă, cu acea super cale ferată care nu va mai exista niciodată. În fine, asta e. Istoria nu contează. Domnule, am reținut. Dar mergem înainte, dar cum să mergem înainte? Că nu știu cu drumurile astea cum faci. La unde va fi o autostradă acolo, știi? Mulțumesc tare mult, Viorel. Cineva spune așa, e cam nedreptate. Vacanța asta e pentru bugetari, cei de la privat nu au libere. Atenție, sunt și oameni de la privat care au libere. Și o să purtăm o discuție serioasă la un moment dat despre respectarea drepturilor pe care companiile le dau angajaților. Chiar ieri în Parlament s-au făcut niște modificări la modul de a face sindicate în România și asta e foarte important. Pentru că cine n-are liberă astăzi, trebuie ori plătit în plus, ori să primească altă zi. Așa e legea. Cereți-vă drepturile, oameni buni, e și asta foarte important. Da, zice ceva, întrebați-l de unde lucrează. Da. Suntem din Constanța și doar ce am petrecut 3 zile inedite în Ogra, castel din secolul XVIII, județul Mureș, pentru care am plătit 918 lei cu mic dejun 3 nopți. Toate 3 nopțile? Condițiile au fost foarte bune, au facilități de spa și toate condițiile secolului 21. Mâncare foarte bună la restaurantul castelului, preparată de un masterchef. Recomand cu încredere această cazare. Ne-am simțit foarte bine. Acum mergem spre Timișoara. Loredana și Octavian Vlad spun. Deci, în Ogra, da? În Ogra e un castel acolo. George, salutare! Cu ce idee vii la noi? Da, ziua! Vreau să vă spun un singur lucru, că toate aceste mici vacanțe și sărbători, care cuprind și ele tot ca mici vacanțe, nu sunt pentru pensionari. Asta, marea majoritate a pensionarilor, care au pensii de până în 2000 și ceva de lei pe lună. Ori ca să te duci pentru 3-4 zile și să plătești 2500 la o pensiune 3-4 zile pentru o mini-vacanță sau chiar o sărbătoare de Crăciun sau de Anul Nou, e de-a dreptul enorm de mult. Toate acestea sunt pentru tineri care au venituri de peste 6-7 mii de lei pe lună. Ați întrebat tinerii unde lucrează și ce venituri au?
Pentru că dacă luăm un pensionar amărât care a lucrat 40 și ceva de ani și are o pensie de până în 2000 și ceva, ăla este sortit să rămână tot timpul la el în casă. Acum, pare că ați sunat să mă certați, adică ceva de genul ăsta. Nu vă cer, da. Dar ăsta e realitatea. Poate aveți și dumneavoastră părinți care nu au venituri așa de mari pensii, da. Și trebuie să stea acasă. Dar de ce? Acum, eu nu vreau să mă cer cu dumneavoastră și știu că viața este inegală pentru toți și am tot felul de emisiuni în care discutăm de chestiunea asta. Eu cred că, în afară de amărala asta, pe care fiecare dintre noi o poartă în suflet, și să știți că și eu mă uit la milionari și mi-aș dori să merg în insula Mykonos vara, jur. Și a zice așa vreodată soției și zic, bă, viața e nedreaptă. Față de patronii mei, față de cei care dețin compania asta, viața e nedreaptă. V-ați gândit vreodată la mine? Dar pe de altă parte, nu cred că viața merge așa. Numai în amărala asta. Sincer vă spun și cu toată prietenia și cu toată dragostea. Și uite, dacă vreți, facem o verificare și o să spunem în felul următor. Sunt niște bilete pentru pensionari, știu de la părinții mei, așa, care pe lângă și pensionari mai și muncesc astăzi, și ei se duc într-o stațiune din asta la Bălțătești, undeva în Neamț, unde fac tot felul de proceduri, fac fizioterapie, li se dă mâncare, au un mediu bun, pot să fac o plimbare, să întâlnesc cu oameni de vârsta lor și nu plătesc, sau plătesc o sumă foarte mică. Ați beneficiat vreodată de astfel de bilete? Te înscrii, uite, anul ăsta n-au mai prins, că na, sunt niște liste de așteptare, dar în ultimii 3-4 ani au prins de vreo 2 ori. Ați încercat vreodată cu bilete din astea? Da, am încercat, am vorbit chiar cu comandantul ca stațiune MAPN și vreau să vă spun că nu se poate. Deci numai cadrele militare au dreptul acolo, okay. Nu se alți civili. Bun, și ok, asta e pentru cadre militare. Bun, da. Și când te, dați-mi voi un pic, când te înscrie acolo, zice... trebuie să vedem dacă ne dă plafon suficient. Da, păi așa e în viață. Și nu știți, acum mai fac un test, și nu știți niciun loc frumos în România unde ați putea merge ca pensionar. Da, nu. Nu. Prieteni nu aveți. Prieteni nu aveți în țară pe care să-i mai vizitați, să-i mai vedeți. Nu, că nu mai am pe nimeni. Am înțeles. Îmi pare rău. E o situație cu totul și cu totul aparte. Mulțumesc tare nu mult, George. Sunt foarte mulți în situația mea. Ok. Săptămânile trecute... Mai lasă-l un pic pe domnul. Săptămânile trecute am fost la un centru de bătrâni din Timișoara. Îi zice Semper Agape. E un centru social unde bătrânii se întâlnesc și stau de vorbă și discută între ei. Este în localitatea Partoș, la 70 de kilometri de Timișoara. În fiecare zi primesc acolo o masă caldă, se adună 20-30, stau de vorbă și în fiecare sfârșit de săptămână oamenii aceia îi duc în excursie, îi duc la teatru, îi duc la o mănăstire, îi duc în zone din România sau cheamă actori și diversi oameni la ei cu care să stea de vorbă. Sunt și oportunități. Sunt cazuri izolate. Sunt cazuri izolate. Nu peste tot. Nu toate județele beneficiază și capitalele Bine. De județ beneficiază okay. de aceste lucruri. Mulțumesc. Nu e nicio capitală de județ la Partoș. Vă asigur că sunt zone și locuri în România. Adică am toată bunăvoința și vreau să vă zic așa, că uneori sunt cazuri, într-adevăr, e foarte greu la bătrânețe și foarte greu pentru foarte mulți bătrâni, da? Dar ține un pic și de noi în a face niște lucruri. Vreau să vă gândiți și la chestiunea asta. Eu astăzi, și de asta e amărala mea, că un om care are 60-70 de ani nu a putut să-mi spună un loc frumos din România, măcar unde ar merge. Asta e o temă de discuție. Alexandra, salutare, de unde ne suni? Alo. Salutare. Bună ziua, m-au zis? Da. Bună, bună. Uite, noi avem norocul, să zicem așa, ca familie extraordinar, să zicem că suntem din Brașov. Ceea ce înseamnă că avem acces, în momentul când vine vorba de vacanțe, la o zonă foarte minunată, recomand cu mare drag ceea ce înseamnă Brașov și tot ce se află în jur, de la Cetatea Râșnului, de Castel Bran, Vinoparc, Zoo Brașov și așa mai departe. Noi fiind din acest Brașov, vă dați seama că având contact la ele zi de zi, nu mai sunt de interes, dacă am putea spune. Uh-huh. Și, uite, noi, de exemplu, din păcate, și o să zic din păcate, suntem în drum către o locație în afara țării,
Nu, departe, aproape la vecinii noștri în Ungaria. Ia să aud, că m-ați făcut curios. Unde în Ungaria? Hai că îmi dau cu presupusul, acolo, la bazinele alea, la apele alea termale. În apropiere, da, pentru că vrem să avem acces și la ceea ce înseamnă Viena ca zonă de vizitat. De ce am ales această locație? În primul rând am căutat în țară. Ne-am dorit foarte mult ca această vacanță corelată cu vineri, în total de 5 zile, să fie făcută în țară. În prima fază ne-am orientat către Constanța. Noi am vizitat de figura humorului, dar iarăși vroiam ceva altfel. Având copii, întotdeauna când căutăm aceste vacanțe, trebuie să avem în vedere și acele activități extra. Acum ai pus o întrebare la unul dintre interlocutorii dinaintea mea, ce anume poți să faci în acel oraș sau în acea locație. Având copii mici, luarea orașului la pas să-l vizităm nu este o activitate de succes. Adică un copilaș mic după jumătate de oră spune mami, bombate. Și s-a cam stricat, să zicem așa, vacanța. După cum am zis, noi în primăvară am vrut să mergem la Constanța și în afară de delfinariu, am încercat să facem o activitate pentru toate cele 5 zile, nu am găsit. Nu am reușit să găsim altceva unde să putem să mergem copilași, să aibă un program de extra activități, să nu rămânem blocați în hotel. După care prețurile au fost iarăși un alt aspect, când noi căutam cazare cu mitejul în jos și din toate aceste puncte de vedere sau triaj am ajuns în final a ieșit în afara țării. Și acum, da, nu-i din păcate că viața e plină de tot felul de lucruri. Asta te duci în România, mâine te duci în străinătate, exact. Dacă poți, da. Și ai putere financiară și bine să le trăiești pe toate ca să ai comparație. Acum, de curiozitate întreb, nu vreau să exager, dar vă costă mai mult sau mai puțin ca în România? Trăgând linie, faptul că avem mult mai multe activități, avem plănuit Casa Fluturelui, un muzeu de dinozauri, ajungem la aceleași costuri, vă zic. Okay. Adică nu facem reducere, să zicem că ieșim mai ieftin, faptul că ieșim afară. Nu. N-am înțeles. Cazarea fiind mai ieftină, unde mergem, uite, noi plătim, de exemplu, pentru aceste zile, familia noastră cu mic dejun inclus, plătim 1.600 de lei. 1.600 de lei, familia voastră, da. 3 zile, da. Doar pentru cazare. 4 zile, da. Adică 100 de euro pe noapte? Mai puțin, 80 de euro pe noapte, exact. Cu mic dejun, numai cazarea. Da, da. Dom'le, e ofertă, ca să zic așa. Da, exact, asta a fost iarăși un an. Noi am căutat în Constanța sub 2.000 de lei, cu mic dejun inclus, pentru că e un criteriu pe care îl căutăm. Nu găseam, 2.500 chiar. Da. Și de aici a fost iarăși, și implicit pe zona Brașov, noi fiind din Brașov, suntem destul de mult în contact cu ceea ce înseamnă. O cazare în Brașov pentru 4 nopți cu mic dejun inclus pleacă de undeva de la 6 de euro. Cam așa. Mulțumesc tare mult, Alexandra, da. E o diferență între România și alte țări. Facem turism de pensiune de câteva zile, nu facem turism pe perioadă lungă care să amortizeze prețurile. Uite, nici în zonele astea, acolo unde sunt apele termale. În Ungaria, pe mine asta mă doare sufletul, că au lanțul ăsta de ape termale care e la granița cu România, am putea să le avem și noi, și ani de zile genul ăsta de investiții au fost tergiversate. Aici nu, să nu spuneți că e o chestiune de stat. Aici vin niște investitori cu niște interese precise, care trebuie să facă niște lucruri. Statul trebuie să-i cheme să le pună la dispoziție lucrurile astea. Vă recomand Comuna Lerește Argeș, aer curat la poalele munților Iezer Păpușa, Eugen. Da, știu Lerește foarte bine, e o zonă minunată, m-am plimbat de multe ori acolo. E cabana aia de la Voina, nu știu exact în ce stare mai e acum. La coada lacului se mai întâmplau câte ceva lucruri, dar în Lerești nu prea, nu mi-aduc eu aminte să găsești spații de cazare în afară de cabana asta. Și mai e, urcând de la Voina către munte așa, e o cabană din aia unde nu e nici internet, unde trebuie să te înscrii cu câteva săptămâni înainte ca să vină cabanierul. E un loc foarte frumos, poți să ajungi în unele momente cu mașina. Dar am pus eu la un moment dat pe blog chestia asta, puteți căuta, poți să ajungi și cu mașina, dar nu tot timpul, trebuie să fie anumite condiții meteorologice, acum nu m-aș băga
de zăpadă, trebuie să mergeți pur și simplu pe jos, dacă vă place chestiunea asta. Monica, bine ai venit la România în direct. Bună! Bună! De unde ne suni? Salut, Cătălin, salut, Camelia. Da, eu sunt din Iași. Da, așa. Tot vorbeam de Iași. E un oraș foarte frumos, dar pentru cine vine din afară îi trebuie ghid. Da. Pentru că dacă e lăsat la voia internetului, își pierde vremea prin pensiuni și vremea rea și știu eu ce. Deci trebuie punctătit, punct lovit. Obiective istorice sunt Gârlă, numărul 1, sufletul meu, Biserica Trei Erași. Da. Pe toată lumea, nu neapărat interior, uitați-vă la exterior, este o... O bijuterie. În piatră, o nebunie aici, acolo. E o legendă așa? Care spune că dantelăria aia ar fi fost acoperită cu aur și că... Cu aur și turcii au dat foc ca să tupească aurul. Cred că e un mit, ar trebui să verificăm chestiunea asta, dar e de frumusețe izbitoare. Da, ne ducem unde nu avem timp acum să vorbim. Asta vorbim despre Iașul meu. De munte m-aș duce cu drag să le văd în jos băi, în perioada asta de iarnă. Așa? Frumos tare, vai. O zăpadă de albă de pe dor ochii. Eu am trecut așa, pe lângă. Iar ca mare, scuză-mă că te întrerup, ca mare mi-aș dori să văd Dubrovnicul. Dubrovnicul în Croația? Iap. Da. N-am ajuns. N-ai ajuns? Cred că am fost eu odată, dacă nu mă înșel. Și urât? Da, nu-i urât, dar să știi că dacă vrei să faci comparație, treceți odată cu mașinile prin Serbia... Eu prin Serbia mă duceam și dacă treci prin Serbia cu mașina, s-ar putea să faci o comparație extraordinară cu România. Și o să te uiți... Marea noastră neagră, în perioada de toamnă-iarnă, are altă atitudine decât cea de vară, pe care urăște lumea, că e aglomerație, nu știu ce. Marea noastră ne tolerează, toamna deja... are atitudine, are niște volane albe, așa, e verde spre gri și, cum să spun, trebuie să fii foarte bun, să o iubești foarte tare și să simți că o iubești ca să te primească iarna. Mai zim de Iași, că la Iași am fost eu toamna asta, mă rog, eu mi-am petrecut ani din viață în Iași, mie Iașul e foarte, foarte, foarte drag și am văzut că turistic a crescut foarte, foarte tare. E un loc în care... E frumos tare. Eu personal mă mândresc cu felul în care arată Palatul Culturii la momentul ăsta și nu doar fațada, deci ce se vede de pe Ștefan cel Mare, ci și în spate. Nu știu să fie în România un parc atât de frumos acolo, la complexul ăla. Dar sunt o groază de lucruri. Mitropolia este senzațională. Ce Dumnezeule, poți să vezi o cărcă de lucruri în Iași. Vojdeu, Casa Sadoveanu, Muzeul Unirii, toate alea. Și deci, să urcați în... calci e istorie. Să călcați în turnul ceasului la palat. E foarte frumos. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cei care nu știu unde să meargă în vreo stațiune pentru că nu cunosc România, în vacanțele lor de-a lungul vieții au ales mereu alte țări. Nu vreau să pară că sunt rău, dar dacă noi nu avem zone balneare frumoase cu bună condiții, să-mi fie iertare. Și chiar dacă o fi ceva mai scump decât prin alte țări, banii rămân în țară. Cezar, din camion în drum spre Germania. Sunt stațiuni care s-au făcut praf, adică s-au furat, sunt zone frumoase și la noi. Păstrăvăria Nămăiești și de acolo toată zona Mușelului cu mănăstirile din zonă, iar mâncarea la păstrăvărie este jos pălăria. Nu poți mânca cât ai pe masă. La Nămăiești acolo nu e și o biserică în piatră? Eu așa mi-aduc aminte că e. Salut, Cristian, ce recomandare ai? Salut, Cătălin. În primul rând vreau să spun că eu tocmai am avut azi nenorocul să îmi dau seama că mă întorceam de la București către Brașov. Așa. Și am făcut 3 ore de la Ploiești până la Sinaia. Nu știai ce zi e sau te-ai rătăcit? Sau... Am uitat că este. Și pe de altă parte, nu. Acum vreau să le recomandăm celor care erau în trafic, marea majoritate din Constanța, probabil mașinile de București erau București în care se întorceau acasă. Așa.
Așa, din experiența mea în materie de turism în România, și dacă îmi permiți, o să o iau din nordul Moldovei, unde noi am fost undeva de la Gura Humorului către Voroneț, unde sunt o salbă de pensiuni, acum nu o să dau nume, dar sunt unele care au și centre spa pentru copii, da. Și poți să stai incredibil, iar mâncarea de acolo este ceva... Nu se poate mânca atât de bine în altă parte. N-am mai fost de vreo 10 ani, dar am avut o experiență extraordinară acolo, la Pojorâta. Și fac o paranteză aici, să spun că experiența aia a fost și un pic dureroasă, pe cât de bine era. E aici un fel de a face turism în România. Unde am stat noi era singura construcție pe fonduri europene, cum ar fi la data respectivă. Așa. Și singurii care erau controlați, pentru că aveau margaretele afară, adică era la vedere, toată lumea știa că acolo e pensiune. Și oamenii se plângeau și spuneau, zice, uite mă, aici noi suntem singurii controlați, toată strada închiriază case și pensiuni, pe ei nu-i controlează nimeni pentru că o fac la negru. Era și asta o realitate. Nu știu dacă mai continuă și astăzi, dar... N-am îndoială că mai continuă. Nu știu asta să spun cu controlele. Vreau să-ți mai spun o altă zonă de pe unde se poate face din Brașov o drumeție, nu către zonele unde se, către Branci, către, să se poată merge către întorsura Buzăului, Vama Buzăului, de la văzut Zimbri, la Cascada Urlătoarea, foarte frumos zona, multe pensiuni, se poate mânca rustic, autorizat, sunt mulți care s-au autorizat acolo ca să poată hrănească turiști, e iarăși o zonă foarte faină, se poate vizita și cele două biserici fortificate, Hărman Preșmer, pe drum. Apoi, dacă urcăm în Ardeal, zona aceea Arieșe în Vârtop, e incredibil, adică n-ai ce să cer, îți trebuie o săptămână să vizitezi tot. Deci te poți plimba cu localnicii, cu căruța, cu cai la cascade, te poți duce în peștere la Scărișoara, aer curat, deci nu, iarăși, mâncare incredibilă, adică nu poți să ceri mai mult atâta de la să te duci într-o zonă de genul ăsta. De acolo poți să te duci ușor, Alba Iulia, să mergi în celebrul sat Râmetea. Deci Râmetea, iarăși, ce e acolo la Râmetea? Tradițional maghiar, ai văzut cum sunt făcute casele, toate cu tocăria vopsită verde, alb, și primăvara și vara când apar mușcatele cu roșu și... Iarăși acolo o zonă foarte, foarte frumoasă. Cetatea Alba Iulia. Eu zic părerea este mea că toată lumea trebuie. Senzațională Cetatea Alba Iulia. Da, toată lumea ar trebui să vadă. Eu cred că poți să petreci câțiva ani bun să descoperi România. Adică ca să urc pe urmă în Maramureș. Adică, domnule, România e o țară extraordinară. Noi ne plângem foarte mult și foarte tare de ea. E și o țară inegală. Știi, toate țările sunt inegale, Cătălin. Da. Acum, let's face it, adică și se vede că inegalitatea asta e dată de 30% votanți PSD, adică îi găsești acolo. Cât de ăla e procentul PSD, știi foarte bine, acolo. Inegalitatea acolo e. Da, mi-e teamă că, e mai complicat și cu votanții PSD, că totuși PSD-ul are o masă de votanți care lucrează în sistemul bugetar, în administrație, care sunt foarte bine cu partidul ăsta, după cum știi, mările de salariu acolo în general se fac, da? Mă rog, să și ei... Vis-a-vis de Ungaria. Deci noi am fost anul trecut de dori în Ungaria. Noi avem o familie suntem o familie cu doi copii. Ce este foarte ok în Ungaria și noi nu mai avem de mult lucrul ăsta, pe unde intrăm avem intrări family pack-uri. Foarte ieftin, adică dacă m-aș duce eu cu soția, m-ar costa mult mai mult decât intrarea împreună cu cei doi copii. Deci partea asta cu family pack este... Încă avem de învățat. Avem de învățat în România. E mult mai ieftin să mă duc în zonele astea, la spa, la Hajduk Slobozo, unde zici tu, acolo unde sunt salba de... A fost și la Mișcoc. Foarte fain, dar intrările sunt foarte ieftine. Adică dacă merg în Brașov la Paradisul Acvatic, mă costă de 3 ori mai scump decât m-aș duce acolo. Serios? N-am știut treaba asta. Da, este în momentul în care te duci cu familia și spui family pack, apare imediat, prețul este foarte accesibil, adică e politica lui Orban de încurajare a demografiei lor, nu? Sigur că se vede asta peste tot la ei, în meniu, la restaurante, un meniu separat, marea majoritate a restaurantelor pentru copii. Oricât de insuportabil, Cristi, mi-ar fi domnul Orban din multe puncte de vedere politic, chestiunea asta cu programul lor demografic, trebuie să recunosc că e o lecție pentru multe guverne, inclusiv pentru al nostru, de-abia învățăm și aici. Statul nostru
comune, încă. Statul ne pune piedici în creșterea copiilor, nu le ajută, Doamne ferește. Exact. Mulțumesc tare mult. Astăzi, mâine, fiți atenți, mâine avem o dezbatere și dacă vreți cu politică, cât vreți. Mâine o să aveți voie să spuneți despre România tot ce vă trece prin cap. Mulțumesc cui mi-a trimis fotografii din această perioadă, din Grădina Botanică de la Iași. Uitasem de această grădină în care mi-am petrecut și eu zile din studenție. Era foarte aproape de căminul în care stăteam. Dom'le, arată senzațional, vă spun. Deci arată senzațional în această toamnă. Mulțumesc tare mult pentru imaginile astea. Radu, bine ai venit la România în direct. De unde ne suni? Bine v-am găsit din Neamț, vă sun, greu reușesc să vă prind. Apropo de Grădina Botanică de la Iași, nouă ne-a plăcut cea de la Cluj foarte mult. Suntem și noi patru în mașină, un copil de 2,5, unul de 12 și soția. Ne-am adus și noi aminte că am bătut toată țara. V-aș recomanda repede să intrați pe la Nou Român, la Biserica Cisterciană, și să bateți în diagonală tot podișul Transilvaniei, pe drumuri lăturalnice, să vedeți. Nou Român? Cât de frumos da. E. Uite la schimb. La Nou Român, Biserica Cisterciană și ieșiți la Sighișoara. Numai pe drumuri da. Neumblate. Am făcut asta de la Sighișoara, un tur la Sighișoara, prin toate bisericile fortificate din zonă. Domnule, da, a fost o excursie absolut extraordinară pe la Biertan, cred că se numește, da, și da. Mai sunt alte câteva, tot așa le-am pus pe blog, sunt niște locuri, dar niște vedeți, biserici formidabile. Vedeți case de la 1700, oamenii au trecut ani, case de la 1800, dar cine a rămas nouă în suflet? Și mergem an de an la Sulina, mergem de când avea ăsta mare câteva luni, și cu ăsta mic, la 5 luni am fost prima oară. Ne place acolo că avem și mare, și delta, și da. Se mănâncă fabulos. Noi așa o să spunem nume, că ne-e drag de ei. Între timp, aproape ne-au devenit prieteni. Au venit și la noi în Moldova odată, la Casa Mihai. Oamenii aia gătesc fabulos, nu pun la preț și o filie de pâine, și o prăjitură, și o bere. Acolo berea e la liber, ți-o treci la caiet, plătești cât crezi. Sunt oameni dintre ăștia în România, să știți, care fac turism. I-am prins, au crescut odată cu noi de la 4 camere, nu știu cât au acum, 10 camere, cred. Ne dau barca, ne dau câte un vecin, ne ducem cu barca. Am găsit și lac cu nămol în zona spre Letea. Lucrurile astea trebuie știute, nu știu. Am dat decât doar poate așa în emisiuni ca asta. Mergem de 12 ani acolo. Cred că cel mai mult am stat 10 zile la ei. Sunt mers de multe ori la Sulina. Cunosc locul și, mă rog, cunosc zona asta. Nu stau în același loc, stau la Cornel. Dar prietenii mei care mă ascultă acum la radio, știi ce obicei au? De câte ori spun despre Sulina, zice așa, zice, dom'le, ăla nu se pronunță numele, e interzis, să nu afle multă lume. Atât de bine și de frumos e la Sulina, că nu trebuie să spui la toată lumea că se strică. Știi că am observat asta. Acum 10 ani era secret. Mai puțin aglomerat. Acum este din ce în ce mai aglomerat. Da, este. Acolo, așa este. Acolo e un impediment și slavă Domnului că e așa, că nu poți să vii cu mașina. Că dacă se venea cu mașinile, mi-e teamă pentru locul ăla. A rămas un loc oarecum sălbatic. Dar de frumusețe, într-adevăr, și plaja, și gurile Dunării. Sălbatică. Este extraordinar. Vizitezi Delta, ajungi ușor la Letea, vizitezi moscheia de acolo, ai cimitirul cu povești pe care localnicii le spun. Am umblat copiii în cimitir. Este... Povestim. E ceva. E Sulina, altceva. Sulina e o minune lăsată de Dumnezeu în România, jur. Dacă așa aveți ocazia, e mai greu drumul. Condițiile nu sunt cele mai, deși ne-am din ultima vreme... Ne-am dus un copil de 5 luni cu pat după noi, cu biciclete, că ei stau destul de departe de centru. În schimb, ne-au mai pus și mașina la dispoziție. De-aia sunt oameni care știu să facă turism, care trec de afacere. Nu se gândesc doar la bani și la afacere. Noi suntem o familie cu venituri modeste, nu... ne gândim niciodată, întotdeauna ne calculăm foarte bine și ne planificăm foarte bine cheltuielile. Da. Și mai avem o pensiune sau o zonă în care mergem, cred că de vreo 5-6 ani de acum,
la Ciumani, asta ce? Lângă Joseni, în Harghita, lângă Gheorghieni, o să mă certe moldovenii mei, dar noi așa mergem de ani de zile acolo, au și pârtie de schi la vreo 4 km, dar pensiunea este undeva într-o pădure, într-o poieniță izolată, se mănâncă la fel, fabulos, oamenii ăștia gătesc. În țara asta se mănâncă, deci oricum ai dau pe unde te întoarci, în țara asta se mănâncă. Noi deci românii este... mâncăm, noi suferim da. La greci sau la turci, dacă nu sau la bulgari, poate, unde mâncarea da. Nu-i grozavă. Da. Iar oamenii ăștia, apropo de prețuri, oamenii ăștia la Ciumani, Beghe Resort se cheamă, trebuie să spun, că vă spun de ce. Cu 550 de lei pe noapte, stăm patru, într-o cameră cu patru locuri, patru paturi, și avem acces la spa, au piscină mare, au saună, au ciubări. Chiar de multe ori râdem că ne întâlnim cu maghiari acolo și râdem de politicienii noștri, ori de ai lor, sau cât de proști suntem noi, sau cât de prost am ales, cât de prost am votat. Mulțumesc tare mult de... Mulțumesc de relatarea ta, în loc să încerc să fac loc și unor mesaje. În Ciubăr stau la Târgu Ocna. Ia acolo un complex celebru, hai că nu-i mai fac reclamă, dar lumea îl știe. La Târgu Ocna te pui în Ciubăr și stai. Mergem din Timișoara spre Săliștea. Doi adulți, trei nopți, cu mic dejun, pensiune, spa și piscină. Recomandăm Parcul Mini Transilvania, statuia lui Iisus pe dealul Gordon. Ne-a spus și prețul, 920 de lei. Pe Facebook există o comunitate gastronomică denumită Banat Branci, cu evenimente minunate. Ne spune cineva. Vă recomand și eu, apropo, Apoș, lângă Agnita, da? Este minunat acolo la Apoș, la Mihai Barbu și caii săi. Comuna Runcu din județul Gorj s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Sinaia e oraș de poveste, mi se spune. Așa a fost întotdeauna, indiferent cât faci până acolo. Banatul Montan, clisura Dunării. Astea sunt locuri care merită descoperite. Doamne, dacă aș face o listă astăzi, cred că nu o să aveți timp să vizitați toată România vreodată. Andrei, salutare! Cu ce gânduri vin cu acea? Ce să zic? În principal sunt fan mare. În fiecare an merg la mare. Acolo unde... turismul nostru cam lasă de dorit. În rest, acum, anul acesta, am fost și pe clisura Dunării. Am găsit acolo pensiuni foarte, foarte ok. Am auzit, domnule, de locul ăla. Am auzit de clisura Dunării, înțeleg că e minunat. Da, foarte frumos. Eu am stat la o pensiune chiar în apropierea cazanelor, cu un peisaj excepțional, cu liniște, cu piscină, foarte, foarte ok. Deci, un preț decent, deci, frumos. Și am mai văzut pensiuni, cel puțin vreo 3-4 am văzut la care aș mai fi stat acolo, la care ne-am propus să mergem. O pensiune foarte, foarte frumoasă, care mie mi s-a părut cea mai ok și cu mult peste, ca și calitate și servicii, peste hotelurile de 4 stele la care am fost, la Târgu Jiu, o pensiune. Aia de peste drum, că nu-i dau nume, dar peste drum de parc, da. Chiar peste drum de coloana asta și eu acolo. Din întâmplare, am stat o noapte, domnule, excepțional. Excepțional. Dar știi care e diferența? Eu am venit în ziua aia, deci am ajuns într-o zi din Grecia până la Târgu Jiu, că mă întorceam din concediu și aveam treabă, și a fost obținută cu ajutorul unui agent de turism, absolut din întâmplare, nu știam când mergem. Unde mergem? Și venind din Grecia, când am ajuns în această pensiune, am zis, wow! Adică, wow, serios! Și nu era, cum să zic, la preț, era comparativ cu litoralul grecesc, asta era toată treaba. Da, prețul de pun, deci eu am stat la o pensiune, așa, tot în Târgu Jiu, cu 160 de lei, deci condiții mult peste un hotel de 4 stele, de exemplu, din Herculane, să spunem, unde am fost, și proprietarii excepționali. Un alt loc foarte frumos, Retezatul, Valea Râului Mare, excepțional. Uite ce spune cineva. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău, Andrei. Mi s-a făcut dor de casă, gânduri bune din Londra. Să știi că îți bate inima mai tare. România e absolut extraordinar aici. Învățăm, nu întotdeauna e cel mai bine, facem greșeli, sunt și care te jecmănesc, dar... Eu zic că dacă te plimbi așa prin România, s-ar putea să-ți placă, sigur, după ce trec draci cu aia, cu aglomerația. Mihaela, tu o să închei România în direct de astăzi, ia să vedem.
Bună, Cătălin, sunt din Câmpul Lung Moldovenesc, lângă Pojorâta despre care tocmai ai vorbit. Domnule... Sunt bucovineancă și mă mândresc, dar de data aceasta nu voi vorbi despre Bucovina, deși vă așteptăm aici cu tot dragul. Voi vorbi despre Vila Vanc, din, se scrie V-A-N-K, așa, nu ca și formația care ne place, așa. Vila Arieșeni, Alba, unde am petrecut niște zile absolut minunate. Gazde de excepție au o cămară a moților cu produsele lor tradiționale, nu are rost să vă spun cum sunt, delicioase, oameni care știu să facă turism și de acolo... A mai spus cineva, peșterile, cetatea Alba Iulia, Ponoarele, este o zonă absolut de vis și prețurile sunt absolut decente. Da. Iar pentru cei care vor să zacă, cum mi s-a întâmplat și mie odată, recomand Mirage Resort and Spa de la Vișeul de Sus. Zici că ești agent de turism, să vezi ce te penalizezi eu. Ce penalizări mi-ai astăzi? De ce? Așa. Nu, dar să știi că apreciez munca multor oameni, pentru că mici antreprenori din România sunt cei care trebuie să ducă greul țării și eu, așa, într-o mare măsură, văd turismul cu acești oameni care ei și cu familiile lor creează locuri absolut extraordinare, da. Deci Vișeul de Sus, ce faci acolo? La Vișeul de Sus te dai cu mocănița, nu? Știe toată lumea. La Vișeul de Sus se poate merge cu mocănița. Noi avem o mocăniță la Vatra Moldoviței, la noi. Trebuie să mărturisesc că cea de la Vișeu este impresionantă față de a noastră. În primul rând ca lungimea a traseului și peisajul e absolut sălbatic acolo. Am mers și la Sighet, la muzeul comemorativ al victimelor. Acolo trebuie tărie. Fiecare român este... Fiecare român trebuie să meargă acolo. Fiecare dintre români. E o datorie față de noi înșine să mergem măcar o dată acolo. Măcar o dată acolo. E Mănăstirea Bârsana acolo. Maramureșul, doar dacă pronunți numele te cutremuri de istoria și încărcătura emoțională, ca și în Bucovina. Te îmbrățișez și... să știi că trebuie să ne oprim aici, din rațiuni publicitare, cum ar fi. Dar mi-a plăcut mult mesajul tău. Te-am cuprins, cum ar spune Sergiu de la Carlas. Mulțumesc pentru toate gândurile voastre bune și pentru faptul că puteți să vedeți România și altfel. Salut! A scris Andreea, șters mesajul. Sunt Sabina Andreea și sunt cu părinții în mașină spre Sibiu. O să aveți un sejur minunat. Dacă alegi să investești suflet, sentimente și bani în România, s-ar putea ca întoarcerea bucuriilor să fie pe măsură. Oameni buni, ne pregătim de sărbătoare, ne pregătim să ne luăm umbrele de pe creier o bună bucată de vreme și mergem mai departe. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.